sumele de bani necesare pentru că autoritățile locale să aibă cheltuielile de funcționare asigurate. Și aici gândiți-vă că este vorba de cheltuieli extrem de importante, cum sunt cheltuieli cu salarii, cheltuieli cu încălzirea școlilor, cu iluminatul public, cheltuieli pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități, pentru plata asistenții salariilor, asistenților personale, persoanelor cu dizabilități și alte categorii de plăți care sunt absolut necesare. Domnule Fernandez, în vigoare creșterea pensiei minime de în septembrie 2020 și majorarea salariilor profesorilor tot din 2020? Păi, majorarea, conform legii salarizării, pentru cadrele didactice, e, prin legea salarizării, e prima majorare de la 1 ianuarie și după aia e prevăzută în ordonanța de urgență 114 o creștere anticipată la nivelul salariului din 2022 a salariilor pentru cadrele didactice care trebuie făcută de la 1 septembrie. Și pensia minimă? Vom lua o decizie, v-am spus, vom lua o decizie după ce vom vedea cum arată bugetul și vom vedea în ce măsură, prin corecțiile aduse, vom reuși să menținem deficitul în limita 3,6%. Va fi liberalizat, va fi liberalizate prețul la energie și gaze la 1 ianuarie sau aveți o alt termen cumva? Suntem, chiar acum mă duc la întâlnirea cu partenerii noștri politici care ne sprijină în Parlament, unde avem o dezbatere pe proiectul de lege care abrogă cele mai multe articole nocive din ordonanța 114 sau le modifică pe altele. În ceea ce privește articole din ordonanță de urgență care se referă la liberalizarea pieței la energia electrică și la gazul natural, opțiunea noastră este pentru o perioadă de tranziție, adică nu trecem la liberalizare de la 1 ianuarie. O perioadă de tranziție de 6-9 luni de zile, astfel încât să existe o pregătire și a companiilor, de la cele de producție până la cele de distribuție și furnizare, o pregătire și a consumatorului. De asemenea, în perioada asta avem ca obiectiv, cum de altfel e înscris și în programul de guvernare, să adoptăm actul normativ care definește consumatorul vulnerabil și pachetul de sprijin pentru consumatorul vulnerabil în condițiile liberalizării prețului la energie electrică și gaz natural. De altfel, readuc aminte, noi am liberalizat piața. Deci noi am avut piața liberalizată până la ordonanța de urgență 114, care a fixat din nou un preț administrativ maximal la care producătorul poate să vândă gazul natural și energia electrică către consumatorul captiv, către consumatorul casnic. Efectul a fost dezastros pentru economie. Și când ne putem ajuta la ora actuală, prețul la energie electrică și prețul la gazul natural este mult peste prețul. Vă rog să mă ascultați că totuși pe lângă ce curiozități aveți, important ce vă spun eu. Prețul este foarte mare pentru producători, pentru consumatori industriali, ceea ce duce la scăderea competitivității companiilor românești pe piața europeană. Păi dacă noi avem un preț la energie electrică aproape dublu față de prețul la care cumpără companii similare din Germania, cum vom putea fi noi competitivi pe piața europeană cu astfel de prețul la energie electrică? Mai mult decât atât, activitatea multor companii care au în structura costurilor costuri mari cu energie electrică și cu gazul natural riscă să ajungă pe pierdere din cauza acestor costuri aberante care au fost dictate de politica guvernelor PSD. Iar aici, în mod evident, vom veni cu măsuri de susținere a sectorului, astfel încât să reducem până la urmă costurile cu energia ale companiilor românești. De ce seamănă legea bugetului, domnule premier? Ce seamănă? Legea bugetului. Cum seamănă? Legea bugetului a fost adoptată anul trecut în martie. Obiectivul nostru este să adoptăm legea până în 31 decembrie.
spuneați că bubuie bugetul. Cum vreți să rezolvați această situație pe care ați prezentat-o ca fiind una critică? Păi așa cum am prezentat în legea plafoanelor și cum vom prezenta în legea bugetului de stat și în legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Prin optimizarea cheltuielilor, eliminarea cheltuielilor nenecesare, prin creșterea colectării, prin creșterea absorbției fondurilor europene și prin stimularea economiei, pentru că doar stimularea economiei poate cu adevărat să ofere un ritm de creștere economică mai mare, care se poate să ducă până la urmă la echilibrarea bugetului. Domnul ministru, spuneați în conferință că în România se dau multe pomeni și aș vrea să vă întreb la ce v-ați referit și a zis și lui Dragoș Anastasiu că sperați să depășească perioada voucherelor de vacanță. Deci perioada voucherelor e o perioadă în care practic stimulăm numai turismul intern, adică consumatorul român de servicii turistice a fost stimulat să beneficieze de servicii turistice în România. Că se știe foarte clar că voucherele de vacanță sunt folosite doar pentru a efectua concedii în România. Unul dintre obiectivele noastre este acela de a crește fluxul de turiști străini care vin în România. Ori și aici trebuie politici inteligente de stimulare a tuturor agențiilor de turism, a tuturor celor care fac promovarea destinațiilor din România pentru a-i determina să fie competitiv și să aibă capacitatea să atragă turiști. Numărul de turiști nu vom afecta voucherele. Sigur, propunerea va fi să menținem voucherele la nivelul anului 2019. Asta va fi propunerea în legea bugetului de stat. Surse din guvern mai spun. Nu mi-au notificat nimic. Am avut o discuție despre perspectivele proiectului exploatării gazului natural la Marea Neagră. A fost o discuție în urma căreia nu am tras niște concluzii, decât am arătat deschiderea guvernului nostru pentru sprijinirea investitorilor serioși care... A fost în direct prim-ministrul Ludovic Orban cu declarații de la adunarea generală a membrilor Coaliției pentru Dezvoltarea României. Vom reveni asupra subiectelor pe care le-a dezvoltat prim-ministrul după această întâlnire în jurnalele noastre următoare. Mergem acum mai departe și cu alte subiecte.